V-am adus balanțele, domnule Hii. Bine, bine. Lasă-le aici. Ce? Și eu sunt balanță, domnule Hii. Da? Și ce-i cu asta? Hai, Valea! Cam de lucru! Auzi? Da. Trimite pe cineva la farmacie să-mi ia de vreo 12 copii și niște aspirină. Ai înțeles? Perfect. Auzi? Da. Și nu uitați să aduceți apă proaspătă în cabinetul președintelui. De câte ori trebuie să vi se repete același lucru? Ha? În cabinetul președintelui? Da. Și eu? Acolo? Da. Mai repede, mă. Sunt istovit. De 4 zile scriu într-una și n-am închis ori. Dimineața până seara scriu aici, iar de seara până dimineața acasă. 2, 5, 7, 9, 8, 4. De deasupra mai sunt și răcit. Mă doare cap. Am febră. Tușesc și tot timpul văd puncte negre dinaintea ochilor. Ce faci, mă? Apa. Apa pentru domnul director. Mai repede, mă, că ne apucă seara. Nu pot, domnule Hirincă, nu pot să-i tulbur apele. Are un nou director. E așa, domnule Hirin? Mare, mai mulțoiu și ticălosul ăsta de președinte al plăcii, care să citească să dă de seamă în fața Consiliului de Administrație. Așa și eu văd. Banca noastră, în prezent și viitor, auzi, banca noastră. Parcă aș fi sincer. Ce faceți, domnule Chirin? Îl imitați cumva pe domn director? Da, îl mai imit. Cine n-ar vrea să fie ca domn director? Cine ar face lei fără viziune? Și fără carisma lui? Și fără puterea lui de muncă? Mare om, domn director. Mare om. Vrei așa, domnule Chirin? Așa o fi, măi, țâcă. Lumea lui vrea să realunce praful nou, iar eu trebuie să muncesc ca o domnașă. Fără de seamă, am umplut-o cu poezie și atât. Iar mie mi-e dat să-mi bag la calculator chiziulica de mare. Mai al drag cu sufletul să-l ia, să nu-l văd în ochi. 7, 3, 9, 8, 7, 4, 5, în sfârșit. Dacă o să se termină tot cu bine și o să reușească să-mi robodească lumea, mi-a promis că o să-mi dea o primă. O primă de vreo 25 de ruble. Să vedem. Să te se întâmplă că toată munca mea să fi fost zadarnic. Apoi, nenișorule, să nu ne fie cu supărare. Eu sunt un om iute din fire și când mă enervezi, eu sunt în stare să fac moarte de om! Da! Moarte de om!
prefect în hearing, ce mai faci? Dați-mi voie să vă felicit cu prejur. Împlinirea acelei 15 aniversări ale băncii noastre și în același timp aș vrea să vă... Mulțumesc, dar eu socot că, având în vedere că e jubileul băncii, ar fi mai nimerit nu numai să ne salutăm, dar să ne și salutăm. Îți mulțumesc, prieteni! Îți mulțumesc pentru toată rândă dumitare! Îți mulțumesc pentru toată trudă dumitare! Pentru că eu să văd că dacă am reușit să fac ceva pentru banca noastră de când sunt la cârmă ei, pe asta o datorez în primul și în primul rând colaboratorilor mei. De aceea dăm voie să-ți mai mulțumesc încă o dată. Lasă-le jos! Îți mulțumesc, dragă! Îți mulțumesc din toată inima, din tot cugetul și din toată simțirea. Ce faci? Ia să nu iau, omule, ai emoții, ai emoții! Te cred și eu. 15 ani de când am preluat fluierul acestei instituții și nu le-am mai lăsat din mână. Îți vine să crezi? Nu m-aș fi dat din 5 ani de zile. 15 ani de zile. Hei, cum trece vremea. Apropo de vremea care trece, ce se aude cu raportul ăla care te-a rugat să-l termin pentru mine? Gata? Merge treaba? Bă, eu mai rămas 5 pagini de scris. Va să zic că va fi gata până la ora 3, nu? Eu nu o să mă stingherească nimeni. Vreau să-l spătesc. Foarte bine. Nu mai rămas să-mi impun gata. Perfect. Cu atât mai mult cu când dumneata știi că la ora 2 și jumătate are loc adunarea generală a băncii. Iar la ora 3 o să primesc chiar aici, în acest birou, o delegație formată din câțiva membri ai Consiliului Director al băncii, care, cu ocazia jubileului, o să-mi dăruiască o cupă de bronz și o să rostească în cinstea mea adresă de felicitare. Eu va trebui și eu, bineînțeles, să țin un discurs fulminant în care să prezint evoluția băncii noastre în ultimii 15 ani. Raportul ăla, e gata prima jumătate măcar? Da. Hai, să studiez un pic, haide. Să mă pun în temă, că e munca mea, nu? Haide, omule, ce cu dezordinea asta, dă-o așa. Ăla-i? Da. Lasă, nu mai verific acum, lasă că verific eu. Lasă. Nu mai îngrășa portul așa, mai bine. Hai. Continuă, dragul meu, nu mă lăsa să te întreb. Raportul ăsta e foarte important, să știi. Raportul ăsta este, cum ar zice, eschimosul ma profesiun de foie. Ia zici tu că ai eschimosul ma profesiun de foie. Ma profesiune de foa. De foa. De foa. De foa. De foa. Din foale, de aici trebuie să zici, din foale. De foa. De foa. Nu se spune așa. Fii atent. Trebuie să zici din foale, dar să te și înfoi. Spune cuvântul ce să faci. Foale și înfoaie-te. Foale și înfoaie-te. Hai. Foale și înfoaie-te. De foa. De foa. Nu le ai. N-ai ce să faci. Dacă nu le ai, mă că nu te ocupa cu el. Continuă acolo. Continuă. Sunt atât de obosit, mă auzi? Vrei să fie un lucru bine făcut, îl faci tu cu mâna ta, Cuzma Nicolae. Așa că acum 3 zile am scris un discurs, clasa întâia, care îmi place mie să-l aud. Ei n-au decât să-l rostească cu intonație, așa cum se face. Și cupa aia de bronză, da, mă uit, chimeni. Cupa aia de bronză, care vor tot ăștia să-mi o bea. Da. Nu ne-am voastră, dar sunt curat. Tu știi cât costă o cupă de bronză în zilele noastre? 45 de ruble, Cuzma Nicolae. Jap la drumul mare. Ceea ce mi-aduce aminte ea... Nu fac acolo o cupă de bronz la consumabil, hai. Pare rău, dar cupa nu este consumabilă. Da, omule, e consumabilă. Va rog acolo la consumabilă. Cupă de bronz, fac la consumabilă să-mi recupere și eu. Sau cumpăr, deși știu foarte bine. Cupa de bronz nu este consumabilă. Cum mai acolo atunci? Poate nu ți-a explicat. Auzi? Da, la urmă. Aici nu. Alaltă e. Aveam aici în bucurarea 45 de lucruri. Am plecat cu ele în oraș. Am intrat într-un magazin, am dat rublele pe o cupă de bronz.
care va să zică rugele mele s-au consumat. Ceea ce face și cupa de bronz consumabilă, înțelegi? Nu vorba la consumabilă. Nu, consumabilă. Sigur? Sigur. Ce zici? Cum? Care va să zică să-ți oprezi din salar 45 de ruble și să consideri că faci un cadou cu ocazia jubileului? Îți mulțumesc, scuze-mă, Nicolae, deci nu trebuie. Cu atât mai mult cu cât eu știu că tu ești Andrei Andreevici. Da, dar fiindcă e jubileu... Andrei Andreevici. Nu trebuie să-i zic. Andrei Andreevici. Da. Acum m-am adus aminte de un amendament. Este un articol special în lege care permite cupei de bronz totuși în anumite cazuri excepționale, cum ar fi un jubileu sau ce știe ceva, dacă lui să fie consumabil. Perfect. Scrie acolo. Aliniatul 5, articolul 4. Da, stați așa. Minunat, spun. Nu știu că mă pot baza. Scrie acolo. Scupă bronz. Consumabilă. Poate știe cine să fie rotund, ca să te-ai cu dau de vedere. Așa. Și semnează. Bravo. Bravo, ai văzut că o scoate una capăt? Ce-i? Ai făcut botic? Ai făcut botic? Ba da, te-ai văzut, făcut botic? Ba da, te-am văzut! Crezi că nu știu ce trece prin cap? Crezi că nu știu ce trece prin cap în fiecare funcțional al băncii mele? Fleacuri! Asta te-ai văzut! Ți-am văzut cum ți-a trecut așa dintr-un loc în altul! Fleacuri! Fleacuri! Cui! 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 Exact asta te-ai gândit! Fleacuri, a? Crezi că nu știu ce gândiți? Știu ce gândesc toți cei care trec în fața muncii mele. Trec așa și se gândesc. Ia uite cu ce se ocupă directorul acestui bărbat. Cu un fleac. Vezi, Doamne, comentează cum că de ce am pus mânere de argint la uși. Comentează că de ce am angajat un portar gras și cu mustață la intrare. Dar îmi spun nici. Pentru că burta aia spectaculoasă reprezintă grăsimea conturilor de la noi din bani. Mustața aia reprezintă virilitatea acestei boli, care este mereu gata să acționeze. Și îi zic că-ți pleacă, domnule, da? Pleacă. Le-am spun dumitare. Le spun și lor. Asta nu mă pleacă, plus. Plus, mă, Nicolae, hai la fereastră și spun-le și dumitare. Asta nu mă pleacă, plus. Hai, vino să vadă că nu suntem aici proprii, haide! Uite la ei așa de la înălțime și le spui ca la niște porunci. Asta nu mă pleacă! Hai, trântește-le! Nu mă pleacă! Asta nu mă pleacă! Asta nu mă pleacă! Asta nu mă pleacă! Asta nu mă pleacă! Nu scă! Acasă la dumneata poți să-ți da să curgă munci, uite așa, cravată. Acasă la dumneata poți să urinezi în orice colț, ca un porc ce ești. Acasă la dumneata poți să te iei cu cuțit pe nevastă și pe soacră, prin casă, dar și pe bancă, potolește-te. Andrei Andreevici. Da, cei uitași, vă juca fără aluz dacă se poate. Tare nu v-a jucat așa ce. Vorbeam și noi, ca între colegi de servici, vorbeam și... Ce vorbeam că mai întâlnă? Nici soate puțin. Așa. Deja a fost la Nicolae aici. Îți atrăgeam atenția, mult politicos, că acasă la dumneata poți te porți ca un mojită. Acasă la dumneata poți te porți cum, cum a zice schimosul, ca am parvenit. Ia spune și tu că ai schimosul, am parvenit. Am parvenit. Am parvenit. Am parvenit. Mai, vede. Închipuiește-ți că sugi o lămâie. Hai. Închipuiește-ți că sugi o lămâie și zici am parvenit și acolo este lămâie. Aia. Am parvenit. Am parvenit. E clar că nu e. Însă în bancă, dragul meu, în bancă, într-o bancă, totul trebuie să fie, cum ar spune același eschimos, lămâia în mână, am rău.
Ia spune și tu că ai schimosul. Băi, o să încerc să te învăț în lumele străină. Ultima încercare. Strânge-te de gând. Strânge-te de gând. Haide, nu-ți fie mine. Strânge-te de gând. Așa, așa, faci eu, un gol. Toată servarea, tot răul și toată dezordinea din lume de la ele. La piață!
Zău așa, nu știu ce zor aveți să spuneți femeilor tot ceea ce faceți. Asta într-o bună zi o să vă bagi la pușcărie. Gata, gata, bine, gata. E zi de jubileu, e zi aniversară și din ta o ții una și una cu gânduri sumbre, cu pușcării, cu tot felul de lucruri, când de fapt ar trebui să ne bucurăm, să fim bine dispuși și să terminăm o dată pe lucru, da? Că veni vorba de femei, auzi? Da, aud. Vă aud? Da, aud. În ochii mei. Că veni vorba de femei, zic. Într-o clipă, într-alta, o să pice și nevastă mea pe aici. Da, o să vezi. Aud. Astăzi se întoarce de la țară, vine cu trenul. Și parcă văd că primul lucru pe care o să vrea să-l facă, va fi să treacă pe aici să ne vadă.